departe ca ceilalți maluți. Și prima e țărâmul. Era ca un fel de distracție, așa, deci la Coriza, acolo sunt mare. Paradis, hotelurile toate sunt ca un paradis de acolo. Dar nu era vorba despre planul în sine, despre... Era vorba că lumea se distrează. Păcat fără de lege. Și-a spus, Domnul, ridică valul ăsta ca să mai cobor de regiuirea și păcatul. Oamenii se vor uita acum în altă parte de lor. Mintea lor va fi în altă direcție, va schimba. Și-a spus, va lovi țărmul. Nu va trece, multă va lovi țărmul. Este doar ca să oprească de regiuirea și păcatul. Dumnezeu are un plan că sunt tare mult să o istin și vrea să atingă vârful mai mare ca valul. Să atingă vârful. Și Domnul patronează doar ca să smerească, să coboare pe unul și să oprească puțin apăra asta din regiuiri și păcate care s-au votat și care sunt și care oamenii vor să meargă de valul, cum spune ăsta, ba, cu stala emisiunea aia, exact, e de valul. Așa e. Ne rugăm în continuare, Domnul, să oprească valul ăsta, să nu treacă pe țărm. Dacă va lumi țărmul, dar să nu treacă pe uscat, că atunci e problemă. Dacă vă amintiți, a fost o vedină pronunțială sau pe luminică, cu fiara care era acolo, lumea s-a lăsat luminică. Și au trecut trei plutoane. Primul pluton nu a putut să o deranjeze. Al doilea pluton de soldat s-a dat. Al treilea, un ofițer, dacă mai țineți minte, un ofițer s-a oprit la gura peșterii și a rugă lăgine și s-a amortificat. Și l-a înghițit fără să-l mestece, l-a înghițit cu tot cu oameni și a ieșit. Și a înghițit tot plutonul ăla. Vedeți? E interesant, ea are o însemnătate la vreme. Dar eu și-o vezi de bună. Ieri dimineață Domnul mi-a vorbit nouă aici la Ghețimani. S-au văzut în vedenie doi îngeri. Un înger care l-a mai văzut în mijlocul, în ochiul uraganului, de două ori, la Florida. Unul care venea spre Haliu, un uragan foarte mare, care ocupa lui din bilion, miliarde de dolari. În ochiul uraganului era un înger și haina lui, așa cum haine de botez, dacă se desprinde, aici avea o tăietură așa, sub formă de vânt, era așa, mânica. Și el l-a ridicat mâinile în ochiul și cum se muta el, în direcția aia mergea uraganul. Că frații de Haliu ne-au spus, rugați-l că vine la noi, ăsta vine trebuie să evacuăm, vine la noi. Și-a fost videoază, nu vine. S-a îndreptat, mă desi mai spre sau, țin la voi numai margine, atât. Și frații Mariana spune și atunci stau acasă. Păi stai acasă. Da. Și a trecut numai marginea pe la ei, exact cum s-a văzut în vedenie. Și ieri au fost doi îngeri. Ăla care l-a văzut în uragan. Și a venit un altul. Și erau deasupra globului. Și pe glob era așa ca o ceață de praf, cum e la Arizona când este o furtună de praf. Așa era la tot globul. Și ăsta la alt, i-a spus lui ăla, așa cum îi dăm eu uită în romanece și aia mă înțeles. A spus, am fost trimis și mă duc la capătul pământului. Și ăsta stătea deasupra, ăsta cu uraganele, stătea deasupra, că după mâinica care era tăiată, ea a spus. Au și flori cele interesante, primite să se fac, n-am mai văzut, dar interesant cum au și ei, nu știu. O mers la marginea așa, s-a pus acolo, mare, unde m-a spus, dar o mers exact la marginea mării. Și a început să fac așa, fără să umple ca la trompetă, știi cum cântă, fanfară. Nu, ăsta era normal aici, la față. Făcea așa. Și a început praful ăsta să se ducă. Și a spus, Domnul, să se duce cu mine. A spus, eu la drumul și eu am stăpânit.
10 minute. Și m-am bucurat așa de mulție. Extraordinar, doar de firă, dar așa am avut o zi foarte frumoasă la lucru, bucuros. La noi toți, mai frumos și mai frumos, de totdeauna la noi se cunoaște. Și COVID și fără de COVID, că lucrez într-o zonă unde trebuie să ai mască. Și ce e așa de bucuros? Zic, se duce COVID-ul. Ieri? Zic, eu am... Nu mai crezi. Se duce COVID-ul.